Bună ziua, bine ați venit la Bucătăria de Acasă. Sunt bucuros că ne revedem, că o să gătim împreună astăzi o rețetă foarte gustoasă, nu complicat de realizat, doar că trebuie atenție, migală și, pentru prima dată vă spun, foarte multă dragoste. De câte o se gătește cu drag, mâncarea este foarte bună, și anume ciuperci umplute la cuptor. Am pregătit înainte o ceapă tocată mărunt, niște măsline spălate în prealabil și tocate mărunt, mărar, o jumătate de ardei gras, o jumătate de ardei capia, pe care o să le punem deja în bol. Și o să completăm umplutura cu picioruștele de la ciuperci, care sunt foarte gustoase și pe care, din păcate, se pare că multe gospodine le aruncă. Dar au aceleași proprietăți ca și pălăria ciupercii. Rețeta de astăzi este o rețetă pe care am folosit-o de mai multe ori, dar astăzi pentru prima dată o să pun niște ingrediente în plus pe care le-am testat și care o să dea o savoare deosebită și chiar vă rog să le încercați, pentru că vor ieși niște ciuperci foarte gustoase. Pentru această rețetă am pregătit 10 ciuperci mari cu pălăria mare, 5 din ele vor fi pregătite de post, iar pe celelalte 5 o să punem deasupra, pentru cei care vor să păcătuiască, niște parmezan ras. Adăugăm ulei de măsline, sare, amestecăm bine această umplutură și pregătim tava în care punem ciupercile. Am pregătit tava căptușită cu o hârtie de copt. O să punem puțin ulei. Trebuie să punem și puțin vin pentru savoare. O să așezăm ciupercile, dar înainte trebuie să le ungem cu ulei de măsline. Foarte gustoase sunt și ciupercile mari, brune, dar recunosc că n-am găsit. Și aceste albe sunt foarte bune, foarte gustoase. Au aceleași proprietăți și aceleași beneficii. Am uns ciupercile, acum o să pun niște jumătăți de măr scobite, în care o să pun niște dafin pe care l-am mărunțit. Și coniac. Acum începem să umplem ciupercile. De obicei, această umplutură, înainte de a fi pusă în ciuperci și ulterior la cuptor, se călește. Este foarte bună și așa, dacă vreți să evitați prăjeala, folosiți rețeta asta, care este foarte bună. Acestea trei sunt pentru păcătoși. Și ca tot ce e cu păcat, e foarte gustos. Adică mai gustos decât celelalte. În schimb, pentru cei care nu sunt păcătoși, o să punem și coniac în această umplutură. Eu nu recomand să beți vin sau coniac, doar să-l folosiți în bucătărie. Acum ciupercile sunt pregătite, urmează să învelim această tavă cu staniol și să o băgăm la cuptorul preîncălzit deja la 200 de grade.
Ciupercile umplute sunt gata, sunt foarte gustoase și foarte arătoase. După 15 minute le-am scos taniolul pentru că s-au pătruns foarte bine. Alte 15 minute le-am lăsat la 180 de grade de data asta să se coacă, să se rumenească. La cei păcătoși, la cele 3 ciuperci pentru păcătoși, am mai pus niște parmezan, am pus și niște parmezan în farfurie dacă mai vor să folosească. Vă mulțumesc că ați gătit împreună cu mine. Vă aștept la o nouă rețetă și până data viitoare să auzim numai de bine.